bună, dragilor! Am azi pentru voi un clip în care facem un unboxing. Este vorba despre un coleg destul de mare care doar ce a sosit de pe site-ul celor de la Lex Shop, de unde știți că în trecut am mai primit eu niște comics super faine, jocuri de societate, au foarte multe produse pe site acolo, dacă vă uitați. Și acum sunt tare curioasă ce au pentru mine aici, pentru că am văzut pe site că au foarte, foarte multe lucrușoare, au și rechizite, au mai multe nebunii. Mi-am luat aici cutterul acesta mic, cu gândul că o să desfac mai ușor pachetul. Să vedem cum fac ca să ajung la interiorul pachetului. Am realizat că n-am mai făcut aici un unboxing de destul de mult timp, pentru că am avut problemele acestea cu burnout-ul, de care încă nu scap. Și, sincer, mi este destul de greu să filmez de obicei. Dar am zis astăzi să facem un unboxing, aveam așa chef. Și sper să nu vă deranjeze foșnitul, dar cred că acesta este tot farmecul unboxing-ului. Am ajuns și la pachetul din interior, care este tot așa misterios, pentru că nu putem să vedem ce e la interior. Se aude așa un pic dezornăit, nu știu, parcă ar fi ceva ca o cutie, ca să zic așa, sau mai multe cutii. Am nimerit și eu azi o zi de filmare fără soare, nu știu cum se face. Dar de multe ori când filmez se întâmplă ceva. Ba nu-i soare, ba se tot ascunde soarele. Zilele acestea, nu știu, a fost foarte norat și frig. Se vede că nu a venit primăvara. Și cred că am început să ajung la interiorul coletului. Și, wow, stați să vă arăt și vouă, că sunt destul de multe chestii aici. O să vă arăt așa. Nu știu dacă vedeți, dar sunt destul de multe lucruri și cred că pot să le scot ușor și o să le arăt rând pe rând aici. Nu știu dacă a ieșit tot. Cred că a ieșit tot din cartonul acesta. O să încep cu ce mi-au zis ei că ar fi înăuntru, iar restul sunt niște surprize. Am aici mai multe cărți de colorat pentru copilași. Am aceasta cu unicorni. Este o idee tare bună de cadou pentru cei mici. Să vă uitați și voi pe site dacă sunteți curioși, pentru că au mai multe modele. Deci aceasta este super, super drăguță. După aceea, ce mai avem? Avem una denumită My Zen Space. Cam așa arată. Sper că o puteți vedea. Iar la interior, tot așa, parcă sunt niște mandala de colorat. Aceasta ar fi o carte de colorat generală, dar este, să zicem, și pentru adulți. Pentru că știți că se purta, era moda aceea cu cărțile de colorat în anii trecuți și știți că am o colecție destul de mare de cărți de colorat pentru adulți. Îmi plac la nebunie. Așa că se pare că mai crește colecția. Cele pentru copii, desigur, cred că o să le păstrez pentru nepoței, pentru că sunt utile. Aici am ceva Color and Chill, de la brandul Europrice. Ia să vedem acesta cu ce este. Ah, super! E tot cu mandala, dar este o mandala mai mare pe pagină. Parcă e mai mișto modelul acesta de carte de colorat. Îmi place că aceste mandala dinăuntru aceste foi le poți rupe după aceea și chiar să le pui așa ca într-un tablou. Cred că copiilor le-ar plăcea foarte mult o treabă de acest tip. Apoi ce am aici? Aquarelas coloridas pentru prințese. Aceasta este în italiană. Și cred că bănuiesc, nu sunt sigură, dar cred că bănuiesc despre ce e vorba. Și e prima dată când văd așa ceva. Deci, practic, sunt mai multe imagini, tot așa, de colorat, iar în partea de jos avem acuarele. Practic, pui apă acolo și poți să preiei culorile ca să colorezi fiecare imagine. Mi se pare foarte interesantă treaba asta și are și o pensulă aici sus, mai ales când ești așa cu copiii pe drumuri și nu trebuie să mai cari și acuarele sau ceva, doar să le dai așa o activitate pentru o zi. Mi se pare o idee foarte mișto. Mai am aici încă o carte, arta para relaxar, arta pentru relaxare. Vai de mine, dar câte mandala, cred că n-am mai văzut atâtea mandala de ceva timp.
Aceasta este, se deschide normal, celelalte se deschideau din partea de sus. Acestea sunt alb-negru, chiar n-au deloc culori. Cele dinainte aveau și câteva culori. Foarte, foarte fain. Mersi frumos. Și ce mai avem aici? Wow! Asta este cu pixel. Number by number surprise. Vai, asta este destul de complexă. Nu știu dacă e pentru copii. Nu știu dacă vine și cu... ar fi, cred că ar fi trebuit la aceasta să vină și cu, dacă nu mă înșel, cu o paletă cu acuarele, pentru că este ceva mai interesant. Este ca un goblen, ca să zic așa, nu știu dacă știți, dar la goblen practic avem așa un șablon cu numere. Și este un fel de... pictează pe numere acesta, dar cred că o să fie de furcă. E foarte, foarte minuțos acest model. Îți pune răbdarea la încercare. Foarte interesant. Deci n-am mai văzut. Adică am mai văzut pictează pe numere, dar nu în varianta asta de carte. Și pe spate avem aici pe acuarele prezentate sunt și numerele inscripționate. Ideea cărții ar fi că este o surpriză și la final descoperi o imagine, adică nu-ți dai seama așa inițial ce imagine ar fi. Foarte interesant. Deci am descoperit chestii interesante, în special pentru cei mici. Avem tot așa o carte de colorat mega colorido 4. Asta e destul de mare. Și asta este pentru vârste mai mici, cred că. Nu știu dacă scrie vârsta. Pentru că sunt... deci așa este cartea. Sunt imagine foarte mari, observați. Și cred că sunt potrivite pentru vârste micuțe de tot, când abia învață cei mici să coloreze. Ok, hai că mai avem. Mai avem. Aceasta tot așa pentru copilaș. Asta e mai subțire, dar arată drăguț. Deci cred că o să fac niște copii foarte fericiți. Pe lângă copilul din mine. Așa, ce mai avem? Avem și animale fantastice. Aceasta este o carte de colorat cu unicorni, cred că, și alte animale fantastice. E cu poze din astea mari de tot. Și la început avem și ceva ce îmi place la nebunie, stickere, pentru că adorăm stickerele. Apoi mai avem alt model. Asta este cu Barbie. Avem, asta e super girly așa și mi-amintește mult de copilărie, nu știu de ce, cu toate că nu prea am avut eu multe trăznei cu Barbie. Avem niște creioane cerate, iar la interior o avem pe Barbie și pe prietenele ei. Nu știu cum pot să vă arăt, să vedeți cam cum ar fi imaginile. E foarte simpatică și asta. La aceasta este mai mult atracția pentru ceva mai cunoscut, adică Barbie e ceva mai cunoscută, celelalte sunt cu animăluțe și sunt un pic mai random. Apoi avem ceva foarte drăguț, zic e aici 250 de stickere și la început nu-mi dau seama. La început, deci cărticica este așa și la început ai niște imagini, poze, peisaje. Și cam de la jumătatea cărții urmează stickerele pe care poți tu să le lipești după aceea pe paginile inițiale. Nu cred că vă arăt bine aici. Așa. Cam așa. Foarte drăguț. Deci foarte multe activități pentru cei mici. Mai avem apoi și un origami. Îmi place ideea de origami. Aceasta este cutiuța. Și cred că conține mai multe... Hai să desfacem ca să vă arăt. Mai multe tipuri de hârtie ca să fie distracția întoi. Ia să vedem. Da, deci avem la interior mai multe șabloane din acestea de origami. Dacă știți de când vreau să fac niște origami și n-am apucat,
Am niște cocori din aceia făcuți în tipul origami, dar cam atât. E foarte mișto ideea la origami pentru că este pentru toate vârstele și sunt mai multe nivele de complexitate ca să creați diverse forme, diverse creaturi, diverse nebunii. Aici am nu știu câte sunt, dar sunt multe, multe șabloane, multe modele, tare drăguț. Cu ăsta cred că o să mă joc și eu, pentru că îmi doream de mult să fac niște origami. Zic e aici 40 de modele plus o cărticică sau nu știu ce este aceea. Și mai am aici ceva foarte, foarte, foarte fain, un puzzle de 500 de piese. Iau pe site și multe jocuri de societate, dar și puzzle-uri. Acesta este de la Castorland. Și este așa cu o tematică tare, tare gurmandă pentru cei ce iubesc puzzle-uri. Vă recomand să intrați și voi pe site. Și cred că acestea au fost produsele. Cred că nu mă așteptam la absolut nimic de aici, așa că a fost pachetul mult mai interesant. Le mulțumesc celor de la Lex pentru că mi-au trimis această surpriză și sunt curioasă dacă v-a plăcut și vouă acest unboxing așa mai neașteptat și care sunt produsele care v-au atras atenția pentru cei mici, în special pentru că este un pachet așa mai mult orientat spre ei. Nu uitați să lăsați un comentariu și să subscribe la canal și până data viitoare vă urez o zi faină. Bye, bye!